Pentru această seară continuăm cealaltă listă, pe lângă lista familiilor, care rămâne deschisă și vom continua alte dăți cu alte familii din Biblie. Cealaltă listă fiind lista proroci și prorocii. Am recurs, vă reamintesc, la această parte de studiu biblic privind prorocii și prorociile lor, pentru că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, prorociile sunt foarte frecvente. Chiar în ultima carte a Bibliei, cartea Apocalipsei, se spune că și mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Și vis-a-vis de aceasta, noi ca Biserică Pentecostală, frecvent avem în mijlocul nostru asemenea lucrări și le dorim și Domnul să sprijinească pe cei care sunt prinși în această lucrare. Dar de asemenea trebuie să ne păzim, pentru că alăturat, paralel de lucrarea Domnului, are și Satanul un proroc mincinos, mulți și mulți proroci mincinoși, și trebuie să vedem ce spun Scripturile, atât în ce privește viața prorocilor, pentru că Domnul Iisus spunea că îi veți cunoaște după roadele lor, deci nu numai după lucrarea lor. La acești proroci vom analiza mai întâi viața lor și apoi în cea de-a doua parte lucrarea lor. Îi vom cunoaște de asemenea, spune cartea Deuteronom, și după mesajele lor, după anumite caracteristici care le au. Pentru această seară, așadar, Gad și Natan, prorocii din timpul împăratului David. Despre ei citim în prima carte a Cronicilor, capitolul 29, versetul 29, că au avut fiecare câte o carte a lor scrisă. Cum se obișnuia în cazul prorocilor Vechiului Testament, o carte în care se scrie prorociile date de Dumnezeu prin ei și totodată anumite evenimente vis-a-vis de împărații care au fost, vis-a-vis de istoria acelor vremuri, sau erau unii dintre ei chiar cronicari oficiali angajați la acele curți împărătești. Deci 1 Cronici 29 cu 29 scrie: faptele împăratului David, cele din tâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea lui Samuel văzătorul și în cartea prorocului Natan și în cartea prorocului Gad. Aceste cărți nu s-au păstrat, nu știu exact în istoria ebraică cât și cum le-au avut la îndemână. Noi în Biblie avem doar câteva lucruri scrise despre acești doi proroci. Gad, numit și în 2 Samuel capitolul 24 versetul 11, văzătorul împăratului, este un alt termen pentru proroci, 24:11. A doua zi, când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel prorocului Gad, văzătorul lui David. Vedem că oamenii lui Dumnezeu au avut astfel de colaboratori. David a avut pe Gad și Natan, Ezechia mai târziu a avut pe Isaia, Iosia mai târziu a trimis să întrebe la prorocița Hulda, și chiar dacă împărații nu au vrut să colaboreze cu proroci, măcar că au avut ei alt fel de proroci, chiar Ahab a avut alți proroci de-a lui sute, totuși, în fiecare vreme Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie. Ba din potrivă, în cazul lui Ahab, unul din împărații cei mai răi, Dumnezeu a avut unul din prorocii cei mai deosebiți. Însă, diferit de acea vreme, aici avem o altă colaborare a lui David cu acești doi proroci. Cât despre Natan, el a fost un consilier apropiat, un prieten deosebit, un ajutor de încredere a lui David în diferite perioade. Să îi luăm la rând, mai întâi pe Gad. Cât privește viața sa, avem scrise foarte puține lucruri despre aceasta. Totuși, pe un om îl putem cunoaște chiar din activitatea sa. De exemplu, vine cineva și predică. Nu cunoașteți familia lui, nu cunoașteți unde lucrează, date despre el, despre sănătatea lui, despre serviciul lui, dar numai din ce predică, așa e că totuși se pot trage câteva concluzii despre el. Ba fie că mai face câte o referire la sine, ba având în vedere limbajul, ba având în vedere ceea ce expune el, felul în care
susține adevărul sau îl contrazice. Se pot trage concluzii evidente și referitoare la viața sa, chiar și numai din lucrare. Cu cine colaborează, când și cum și de când lucrează. La fel se poate spune și în cazul lui Gad. El a fost un cronicar, așa am citit în 1 Cronici 29, că a scris ce a făcut David. Citim și am citit și vom citi că Dumnezeu colabora cu el. Cum vă imaginați viața unui astfel de om, care l-a ținut David aproape de el, când David scrie, de exemplu, în Psalmul 101, versetul 3, în continuare. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Inima străcată se va depărta de mine, nu vreau să cunosc pe cel rău. Pe cel ce clevetește nascuns pe aproapele său, îl voi nimici. Pe cel cu priviri trufașe și cu inima îngânfată, nu-l voi suferi. Însă, voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. După aceste cuvinte ne putem da seama ce fel de om a fost Gad. Dacă era un om de nimic, nu-l îngăduia David lângă el. Nu-i lua capul, că nu-i lua capul nici la Saul. Dar sigur, nu-l ținea pe lângă el. Dar Gad a fost un om de nădejde în momente de criză și în momente bune. Și David l-a ținut aproape, a avut nevoie de el. Să știți, nu doar împărat fiind cineva, este nevoie să aibă un om al lui Dumnezeu pe care să-l poată întreba. Să ai omul, străjerul pe care să fii sigur într-un anumit moment că poți să-l întrebi asupra mersului evenimentelor, asupra evenimentelor care vin. Fiindcă puține scrie despre viața lui, doar am putea să deducem, totuși sunt niște deduceri evidente și clare că David n-a ținut lângă el asemenea oameni și chiar dacă am crede că David s-a compromis din anumite motive, fiți sigur că Dumnezeu tot nu se compromite. Și dacă el nu era un om deosebit, un om sfânt, un om neprihănit, Dumnezeu nu s-ar fi folosit de el. Dumnezeu nu colaborează cu astfel de oameni. Cât privește activitatea sa, apare cu o primă prorocie în 1 Samuel, capitolul 22, versetul 5. Era perioada când David umbla prin munți, fugărit de socrul său, Saul, și scrie aici, 1 Samuel 22, cu 5, prorocul Gad a zis lui David, nu ședea în cetățuie, ci du-te și intră în țara lui Iuda. Și David a plecat și a ajuns în pădurea Heret. Gad a luat partea lui David și aici putem să vedem că a fost luminat de Dumnezeu. A știut cu cine să colaboreze și Dumnezeu i-a trimis mesaje. Ca și preotul Ahimelec din Nob, care a spus lui Saul, oare numai de acum întreb eu pe Domnul pentru David? Credeți că Gad nu a întrebat pe Domnul asupra situației lui David? De-abia după ce s-a convins el de lucrarea lui David, de ce plan are Dumnezeu cu David, a putut Dumnezeu să transmită prin el un mesaj pentru David, spunând nu sta aici, în pădurea Heret, a ajuns în pădurea Heret, nu sta aici în cetățuie și du-te în țara lui Iuda. Întâlnim frecvent în Biblie astfel de situații în care prorocii au intervenit. Amintiți-vă, fără să mai citim, ce spunea Elisei împăratului lui Israel. Tabăra sirienilor va fi în cutare loc. Amintiți-vă ce scrie în Noul Testament, zice Pavel, Duhul Sfânt mă științează din cetate în cetate ce mă așteaptă. O anumită categorie de prorocii ne previn asupra ispitelor, asupra vrăjmașilor și asupra problemelor care pot să ni se întâmple. Dacă Gad nu ar fi intervenit aici, eu cred că Dumnezeu ar fi avut și altă posibilitate să-l scape pe David, dar această metodă a găsit Dumnezeu să o aplice, să-l înștiințeze printr-un proroc să se ducă de acolo. Dumnezeu poate recurge la un vis, cum a făcut-o în cazul lui Iosif și Mariei, familia în care a crescut Domnul, i-a spus, du-te de aici că cineva caută să ia viața pruncului. Dar aici Dumnezeu a făcut-o printr-un proroc. Și David
a ascultat, a avut încredere în acest mesaj că vine de la Domnul. Eu cred că Gad a avut mai multe mesaje pentru David și pentru ceilalți din jur, dacă a avut o carte a sa. Dar ele sunt trecute aici, doar câteva dintre ele. Dacă cineva vine și îți prorocește pentru prima dată un anumit lucru, cum ar fi de importanță ca acesta, și nu-l cunoști, dacă ești les necrezător sau ai o încredințare specială, poate că te duci. Dar când este vorba de cineva pe care ești încredințat că și cuvântul Domnului este cu el, pui în aplicare acel lucru. Un alt mesaj, un al doilea, avut de David, avut de Gad pentru David și de data aceasta nu numai pentru David, ci pentru întreaga țară, îl întâlnim în 2 Samuel, capitolul 24. Acest prim mesaj a fost mai ușor, dar acest al doilea a fost de o importanță colosală și de o greutate imensă. 2 Samuel 24, de la versetul 11. A doua zi, când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel prorocului Gad, văzătorul lui David. Du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul. Iată, spun înainte trei nenorociri, alege una din ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și i-a făcut cunoscut lucrul acesta zicând, vrei 7 ani de foamete în țara ta? Sau să fugi 3 luni dinaintea vrăjmașilor tăi care te vor urmări? Sau să bântuie ciuma 3 zile în țară? Acum alege și vezi ce trebuie să răspund celui ce mă trimite. Ce mesaj greu pentru o țară întreagă și ce exact, cu lux de amănunte. Și Gad a văzut sarcina care a apăsat asupra ta. Nu și-a transmis mesajul și cu asta s-a scăpat. S-a spălat pe mâini ca și Pilat. A spus, vezi că eu trebuie să răspund înapoi. Dumnezeu m-a trimis și acum mă duc înapoi și mă întreabă. Ce colaborare exista între Dumnezeu și prorocul său. Un proroc ades trebuie să fie pe unda lui Dumnezeu. Ziua, noaptea cu unii, Dumnezeu să le transmită mesajele sale și ei să dea într-un fel raport, să dea niște răspunsuri înapoi. Și de ceea ce spun ei să depindă lucrările într-o țară întreagă. Aici prorocul avea misiunea unui înger. Dumnezeu a folosit în astfel de împrejurări similare pe îngeri. Du-te și spune așa sau așa. Este un mesager prorocul care echivalează uneori cu un înger. Și ca și îngerii duc mesajul înapoi, duc răspunsul și în urmă vine de la Dumnezeu rezultatul. David a răspuns lui Gad. Avea o încredere deosebită în Gad. Știa că Dumnezeu vorbește prin el. Și rețineți Gad și exact a fost 2-3 versete. Cu aceasta nu spunem că alții în Biblie n-au avut prorocii mai vaste. Gad era foarte concentrat, cel puțin în ceea ce ne este rămas în Biblie. Dar cu exactitate o matematică, electronică, ceva mult mai înalt. David a răspuns lui Gad, sunt într-o mare strâmtorare. Oh, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. Nu ni se spune mai departe, dar concluzia rezultă, Domnul a trimis ciuma în Israel potrivit cu ceea ce a ales David să facă. Gândiți-vă ce responsabilitate aveți înaintea lui Dumnezeu, ca proroci fiind, ca lucrători în via sa. În această privință vă citesc din Ezechiel capitolul 3. Scrie Biblia, vă amintesc de Amos, că Dumnezeu nu face nimic fără să înștiințeze pe prorocii săi. Ezechiel capitolul 3, de la versetul 17. Fiul omului, te pun păzitor, sau cum am citit despre Gad, văzător, sau cum îi spune lui Habacuc, sus de strajă. Te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să înștiințezi din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit. Dacă nu-l înștiințești și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui cerea și să-i scapi viața,
Acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îți voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă îl vei înștiința pe cel rău și totuși el nu se întoarce la răutatea lui și de la calea lui cerea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Mântuirea prorocilor atârnă și de felul în care lucrează. Pentru că altfel li se impută valoarea unei țări întregi sau valoarea unei lucrări echivalente cu ceea ce au primit ei mesaj. Gad și-a făcut aici datoria. A mers la timp, dimineața când i-a vorbit Domnul, i-a spus exact ce a spus Domnul, trebuie să ducă un răspuns înapoi și a înțeles că el poartă o responsabilitate asupra întregii țări în acel moment. Posibil și prorocii să fie ca și alți lucrători, după cum unii sunt lucrători peste țară, alții căpetenii numai peste un număr mai mic de oameni, după cum și îngerii sunt îngeri peste națiuni și sunt alți îngeri care poartă răspunderea doar pentru un om. Există posibilitatea ca și prorocii să fie pe aceste funcții și să le fie dat o are de lucrare națională în biserică sau poate doar pentru unele persoane. Poate rezultă și aceasta din Biblie. O a treia lucrare a lui Gad, diferită de aceste două, o întâlnim în 1 Cronici, capitolul 21, și se referă la lucrarea lui Dumnezeu, la felul în care trebuia să lucreze David. 21:18. Îngerul Domnului a spus lui Gad, rețineți acest amănunt, Dumnezeu uneori prorocilor le-a vorbit prin îngeri. Îngerul Domnului a vorbit lui Gad să vorbească lui David să se suie să ridice un altar Domnului în area lui Ornan Iebusitul. David s-a suit după cuvântul pe care îl spusese Gad în numele Domnului. Știți că în area lui Ornan Iebusitul a fost amplasat templu. Dumnezeu a dat destinația locului unde avea să fie templu. Zilele trecute îmi spunea cineva că atunci când nu începuserăți nimic aici, a fost un frate din altă parte, dacă nu cumva din altă țară, și a cazat undeva prin prejur și ieșind în balcon sau afară sau chiar în casă, arătându-le spre geam, le-a spus că undeva în zona aceasta va fi o mare lucrare al Dumnezeu, chiar cu un sens giratoriu, deci cu împrejmuită de străzi de jur împrejur. Și atunci, și acum Dumnezeu poate să facă astfel de precizări. Unde să fie amplasată această lucrare? Sigur, cei de la turnul Babel nu le-a prorocit nimeni să facă acolo turnul Babel, cel puțin din partea Domnului n-au avut nimic. Dumnezeu chiar se implică și în această lucrare. Și David a ținut cont de lucrul acesta. Mi-amintesc și undeva în Apusente, unde venim, era o biserică, este încă undeva puțin pe un deal și cineva a avut o vedenie căci a venit o apă și a dus local undeva unde se străduiesc ei acum să facă un locaș de închinare. Exact după cum a fost mesajul, a fost acea amplasare. Ceea ce rezultă încă de aici, o legătură cu toată Scriptura. Știți pe ce munte a adus Avram pe Isaac ca jertfă? Pe muntele Moria. Și scrie acolo în Geneza 22, pe un munte pe care ți-l voi arăta. Ce legătură a existat în această profeție și cuvântul Domnului deja scris. Am putea spune chiar legătura dintre prorocii și cuvântul scris. Dintre prorocie și ceea ce este scris în Biblie. Gândiți-vă ce contrazicere era. Oricum, evreii, cred că, cel puțin sub inspirația Duhului, puteau să descifreze de la acea jertfă că acolo trebuie să fie templu. Și alt proroc să fie venit să spună, nu, aici trebuie să fie ci pe alt pix de munte. Amintesc aceasta pentru că în vremea noastră bânte tot fel și fel de prorocii. Una mai capricioasă ca cealaltă. Și spunea cineva, diavolul nu minte tot, că n-ar mai crede nimeni. El foarte multe lucruri le și potrivește.
Parcă v-am mai spus, repet, este exact în acest context, este o carte Înger la datorie. Și în acea carte sunt scrise multe și multe lucruri care au fost vestite printr-un înger, unuia din Statele Unite, care se vroia a fi profet printre altele. Și la un moment dat se spune că el a fost răpit într-o sală a tronului Dumnezeu în ceruri și au fost dat o listă cu vreo 100 și ceva de evenimente care se vor întâmpla cu exactitate și într-o ordine cronologică dată. Primul dintre ele era că se va duce misionar în Filipine și pe avion va sta lângă o persoană care se va converti, o va boteza pe data cutare și va muri pe data cutare. Într-adevăr s-a dus, persoana lângă el s-a convertit, a fost botezat, a coincis și înmormântarea și evenimentele s-au derulat la rând. La punctul 60 și ceva din listă figura următorul mesaj profetic. În 1979 va fi ales ca papă polonezul Carol Wojtyła pentru întregirea trupului Hristos. Deja a vrut-o. Și toate celelalte după aceasta au coincis. Dar această rătăcire e suficientă ca să fi fost lista nu de 120 de evenimente, de 1200 de evenimente. Cum căci Vaticanul este ceea ce pretinde a fi capul bisericii. Deci fiți atenți să coincidă cu întreaga Scriptură și dacă într-un punct dă greș, nu este de la Dumnezeu. Este suficient să te abat într-un singur punct, dar acel punct e capital, celelalte sunt bizare, sunt minore. Diavolul știe ce să-ți dea, ce să mănânci. Îți spune glazura cât de mare vrei și după preferință, dar înăuntru îți vâră pastila o care te-a drogat și te-a dus în rătăcire. Tot în ce privește lucrarea și legătura dintre conducere și proroci, în ce privește lucrarea în casa Domnului, mai citim în 2 Cronici 29 cu 25 ceva foarte interesant. Vă spuneam că Jgat și Natan au fost proroci în aceeași vreme. Doi Cronici 29 cu 25. A pus, e vorba de Ezechia, aici se face o referire la istorie, a pus pe leviți în casa Domnului cu chimvale, alăute și arfe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului și prorocului Natan, căci astfel era porunca Domnului dată prin prorocii săi. Citiți dumneavoastră în 1 Cronici de la 16 în continuare, acasă, cum a aranjat David, preoții păcete, leviții, ușieri, tot. Cum i-a aranjat așa? Au zis după porunca Domnului dată prin prorocii săi. A fost rânduiala lui David în colaborare cu prorocii Gad și Natan. Gad și Natan proroceau la fel. Și David a văzut că este bine și avea încredere și înștiințări de la Dumnezeu și David era un proroc. Și lucrările în casa Domnului, nu numai în plasamentul unde să fie, dar toate lucrările, cum să fie aranjate, se făceau sub călăuzirea lui Dumnezeu și ținea cont de ce spuneau proroci. Cât de frumos este când, și acum când colaborează conducerea, bordul sau păstorii sau cum ar fi definiți, cu prorocii. Atunci sigur se poate merge împreună sub călăuzirea lui Dumnezeu, cum s-a spus în Fapte 15, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Asta a fost temelia și în Vechiul Testament și în Noul Testament. În Vechiul Testament preoți și împărații când au fost a Domnului și proroci, în Noul Testament temelia apostolilor și prorocilor. Sunt cele două pietre de bază la temelia oricărei lucrări. Și totul a fost aranjat la templu după cum spuneau proroci, după rânduiala lui David și concorda cu scripturile scrise până atunci. Să încheiem lista referitoare la Gad, reluând unul din versetele citite, 1 Cronici 21 cu 19, unde apare o expresie. David s-a suit după cuvântul pe care îl spusese Gad în numele Domnului. Și când am citit din 2 Samuel 24, așa spunea acolo. Gad a zis, așa vorbește Domnul. Gad vorbea în numele Domnului. Chiar și numai a luat numele Domnului în deșert, este călcat o poruncă și pedeapsa e moartea. Dar
a vorbit ceva mai departe încă în numele Domnului, asta e cu atât mai grav. Dacă fără să prorocești, numai pronunțând numele Domnului în chip ușuratic, este o pedeapsă sau blasfemia, blestema, dar a spune ceea ce că a zis Domnul și Domnul nu a zis așa ceva. Deci Dumnezeu vorbește, dar mare atenție. Când putem spune așa vorbește Domnul și când putem spune până aici cuvântul Domnului. Așa după cum, să zic noi la Amvon, încheiem citatul biblic și spunem amin și apoi în continuare, să zic, dăm o explicație. La fel și prorocul, e adevărat, și în explicație trebuie să fie foarte precaut și prudent și mai bine să rămână la ce a spus cuvântul Domnului, dar să rămână integru ceea ce este de la Domnul pentru că este în numele Lui. Și Dumnezeu urmărește foarte exact lucrul acesta dacă suntem curați și concreți. Să trecem acum la Natan. Cât privește viața lui, avem câteva mai multe detalii. Citim în 1 Cronici, capitolul 17, scrie aici în versetul 1, pe când locuia David în casa lui, a zis prorocului Natan. Era un apropiat al lui David. Iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul legământului Domnului este un cort. Natan a răspuns lui David, fă ce ai pe inimă, căci Dumnezeu este cu tine. Însă noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan, du-te și spune robului meu, David, așa vorbește Domnul. I-a prins foarte bine Natan lui David, fiind aproape de el, nu doar prin prorocii, și de asemenea, prin sfaturile care le-a dat. Și totuși aici este excepție, nu? Vedeți diferența dintre omul Natan și prorocul Natan? Natan n-a fost sincer aici. El așa a văzut că e corect. Cum David vrea să facă ceva pentru Domnul? Dar David e omul lui Dumnezeu. Dar ce nu-i frumos să facem așa ceva pentru Domnul? Ba da, fă că Domnul ai cu tine. Dar pentru că a fost sincer, Dumnezeu urgent în noaptea aceea l-a înștiințat și a spus, Natan, du-te la David și spune cum stau lucrurile, ce și cum să facă. Și tot în 1 Cronici, în capitolul 22, versetul 9 citim că i-a mai fost prorocit de Natan lui David, iată că ți se va naște un fiu care va fi un om al odihnei și căruia îi voi da odihnă izbăvindu-l din mâna tuturor vrăjmașilor lui de jur împrejur, căci numele lui va fi Solomon Pace și voi aduce peste el pacea și liniștea în timpul vieții lui. El va zidi o casă numelui meu. Nu numai că Natan a mers să-l blocheze pe David, nu-i bine așa, dar i-a dus lumină mai departe în ceea ce are de făcut. Un alt eveniment legat de viața lui Natan, deschideți la 1 Împărați, capitolul 1, David era la bătrânețe, Adonia se instalase ca împărat și omul pe care l-a folosit Dumnezeu în primul rând să-și ducă planul la îndeplinire a fost prorocul Natan. Prin felul în care a pus problemele, 1:8, prorocul Natan n-a fost cu Ioab, citim și versetul 34, acolo preotul Țadoc și prorocul Natan să lungă împărat peste Israel, știți. S-a dus Natan, citim aici versetul 11, la Batșeba și a zis, n-ai auzit că Adonia, fiul Haghidi, s-a făcut împărat fără să știe Domnul nostru David? S-a dus Natan, a trimis pe Batșeba la David și în timp ce i-a discutat cu David, a intrat el și a întărit cuvintele Batșebei și a schimbat toată istoria. Și în loc să fie Adonia, un om fără Dumnezeu, am putea spune, că fără Dumnezeu a trăit, că fără Dumnezeu a murit, a fost instalat pe tron Solomon. De aici aș putea înțelege următoarele. Prorocii Domnului trebuie să desfășoare o activitate pe lângă lucrarea de prorocie constructivă, înțeleaptă, în concordanță cu prorocia, în concordanță cu cuvântul. Cum vă imaginați un proroc? Ne putem imagina pe unul ca Balam, care de prorocit prorocea bine, dar sfaturile în biserică cum să meargă lucrarea de dea rău. Natan a influențat aici istoria și s-a introdus sub călăuzirea lui Dumnezeu, nu știu, a avut vreun mesaj pe linia și s-a nu avut, nu scrie,
Și a schimbat istoria. Asta ar fi în vremea noastră cam așa tradus. Să zic, sunt alegeri la nivel de biserică, sunt anumite probleme. Prorocul trebuie să aibă o viziune a lui Dumnezeu, chiar pe lângă prorocie bună, spre bine, nici de cum spre rău. Nu poate susține un proroc al Dumnezeu un om greșit. Și ne facem îndoieli și se nasc semne de întrebare mari. Când cineva ne se spune că prorocește bine, dar el susține padonia. Susține pe un predicator care e fals, pe un om care nu este cum trebuie. Așa ceva Natan nu a făcut. Această luptă și-a schimbat cursul evenimentelor. Dumnezeu l-a folosit pe Natan pentru că l-a putut folosi. Pentru că el s-a lăsat în mâna Domnului și sub această călăuzire. Cât privește profesia sa, el a fost, citim în 2 Samuel capitolul 7, un a zis prorocul lui Natan, i-a cerut sfatul. Și repet, în cazul lui Adonia, Natan a fost luminat. Când n-a fost luminat, Dumnezeu l-a luminat. Celui neprihănit îi răsare o lumină în întuneric. S-ar putea să vedem greșit, dar Dumnezeu nu ne lasă întunecați. Iar când vedem bine, ne dă izbândă să ducem toate lucrurile la bun sfârșit. Domnul să sprijinească prorocii atât în lucrarea de prorocie, cât și în restul activității în viața lor, să fie alături de cei neprihăniți, nu cu cei răi, nu în tovărășia oamenilor acestora și separat de aceasta. În viața lui Natan mai este în evidență un lucru, era un bun educator, un bun învățător, era un fel de profesor, un bun dascăl Natan. Citim în 2 Samuel 12 cu 25, căci David l-a încredințat pe Solomon lui Natan să le duce, să-l crească. El l-a încredințat în mâinile prorocului Natan și Natan i-a pus numele Iedidia, iubitul Domnului, pentru Domnul. Aminteam noi, când am vorbit despre familia lui Solomon, că a avut doi pedagogi, unul împăratul David, dar unul special a fost Natan. Și n-a învățat bine numai copilul împăratului pe plată, sau știu eu cum, și a educat bine și copiii lui. Și spun aceasta pentru că ei au ajuns slujbași în timpul lui Solomon. Deschideți, vă rog, la 1 Împărați, capitolul 4. Versetul 5. Azaria, fiul lui Natan, era mai mare peste îngrijitori. Zabud, fiul lui Natan, era slujbaș de stat, cirac al împăratului. Și a crescut Natan copiii frumos și l-a crescut frumos și pe Solomon. A fost un bun educator în casa Domnului. Ce bine este când pe lângă proroci pot crește niște copii sănătoși și familia lor și în jur să aibă o influență pozitivă și alături de părinții ceilalți să poată educa noua generație înspre bine. Doamne, binecuvântă prorocii și cu această calitate. Să trecem acum la activitatea lui Natan. Prima înștiințare, două înștiințări separate sunt, diferite. Una pentru situații cunoscute și alta pentru situații necunoscute. Cum se explică asta? De exemplu, avem o cauză care toată lumea o știe. Prorocul poate să primească de la Dumnezeu o descoperire pentru o situație cunoscută. Aici este vorba, în această situație cunoscută, de dorința lui David de a zidi templu. O situație cunoscută. Și Gad, contrar părerii lui David, contrar părerii sale, a primit o descoperire de la Domnul. Cealaltă situație este o situație necunoscută, păcătuirea lui David. Și din nou Dumnezeu l-a folosit aici. Deci prorocii pot fi folosiți atât pentru lucrări cunoscute, poți să pui în fața Domnului o situație care o cunoaște prorocul. Dacă prorocul primește la Domnul științări clare, nu trebuie să aibă doi el, nici el, nici noi. Dar de asemenea pot fi pus înaintea Domnului sau Dumnezeu poate trimite să descopere ceva pentru ceva care nu cunoaște nimeni. Și cel care știe, ține tăinuit. Deci prima situație pentru cele cunoscute, 2 Samuel, capitolul 7.
de la versetul 4. În noaptea următoare, frecvent în Biblie, Dumnezeu noaptea a transmis mesaje prorocilor săi. Cuvântul Domnului a vorbit lui Natan, du-te și spune robului meu David, așa vorbește Domnul. Oare tu îmi vei zidi o casă ca să locuiesc în ea? Eu n-am locuit într-o casă din ziua când am scos pe copilul Israel din Egipt, până în ziua aceasta. Și am călătorit într-un cort drept locuință, pretutindeni și așa mai departe, versetul 8. Acum să spui robului meu David, așa vorbește Domnul oștirilor. Și dumneavoastră știți prorocia. Nu doar că i-a spus Dumnezeu lui Natan scurt și Natan lui David scurt, cum Gad de data cealaltă n-a dat explicații și a spus tranșant, Dumnezeu vorbește felurit, aici era nevoie de explicații. Uite, eu mai permit să amân, spune Domnul, dar de când v-a scos din Egipt n-am avut pretenții de genul acesta, să locuiesc într-o casă de cedru. Mai putem lăsa puțin. Dar uite ce se spune lui David, l-am luat de la pășune și de explicații așa și așa. Explică-i lui David pentru că el altfel se năcăjește că își dorește asta tare mult. S-ar putea să-ți dorești o anumită lucrare, să o faci. Să nu fie venită vremea. Dumnezeu ca și la Solomon, ca la David până să-l pună împărat, ca la Moise spuneam până să-l pună să ridice poporul de Egipt, ca la Solomon până să zidească templu. Dumnezeu uneori aparent zici că pierde vremea. Adică vreau să fac o treabă și Dumnezeu nu vrea să o facă. Și mai câte un mesaj, așteaptă, se împlinește. Dumnezeu nu grăbește, nici nu întârzie, dar are un plan bine stabilit pentru fiecare lucrare. Și vrea să-ți maturizeze oamenii, pentru că o lucrare Dumnezeu poate să deschidă urgent, dar după aia trebuie susținută, întreținută. Și Dumnezeu a știut de ce vrea să facă așa. În această situație, Dumnezeu i-a prorocit prin Natan lui David tot ce avea să facă și cum avea să se întâmple. Eu sunt încredințat că David a rămas încredințat și liniștit, ca dovadă că a adunat lui Solomon pentru templu, a primit toate datele, știți, că Dumnezeu le-a scris, lăsat în scris cu mâna sa, ca și tablele legii, tot și tot cum să facă și cum să detaileze. Revenim iarăși la ce am spus înainte. Vedeți cum Dumnezeu toată lucrarea și-o conduce prin Duhul Sfânt, prin înștiințări? Poate așa ne impută unii acum referitor la clădirea din față. Păi de ce tu stați aici? Toate materialele s-au adunat, voi nimic. Probabil nu a venit Solomon și David încă nu-i vremea să facă ceva. Toate lucrările au vremea lor și locul lor. Nu le poți grăbi. Și a spus lui David, trebuie să aștepți. Și a așteptat și Solomon a intrat pe rol și l-a zidit și David a rămas liniștit și a împlinit și a murit în păcat cu aceasta. Că atât i-a fost dat lui să facă. Să nu vrem să forțăm noi pe Dumnezeu să lucreze altfel, nici să lucreze cum vrem noi, în biserică, biserica a lui Dumnezeu. Și El își trimite în științările sale la vreme unde să se facă, cum să fie rânduiala, când să se facă, cine să facă, totul aranjat de Dumnezeu. Numai să avem proroci în biserică. Și Scriptură, după rânduiala lui David și a prorocilor. După Scripturi și potrivit cu călăuzirea Duhului Sfânt. Cealaltă prorocie, pentru o situație necunoscută. Citim în 2 Samuel 12, aici a fost mai greu. Dacă sunt lucrători care înțeleg voia Domnului, e foarte frumos pentru proroci. Numai să le dea așa câte o lumină de sus și să le dea schița și planul. Dar uitați aici, intervine greul prorocilor. 2 Samuel 12. Citim de la versetul 1. Domnul a trimis pe Natan la David. Mi se pare că acum, prea frecvent, merge numai omul la proroci. Și poate mai puțin trimite Domnul prorocii la oameni. În Biblie întâlnim și situații de genul acesta. Când tot oamenii merg la proroci, probabil, fie având și asta, vă explicați. Întâlnim și așa ceva în Biblie, deci în cazul când s-a dus la Samuel și mergeau să întrebe pe Domnul, deci nu este greșit aceasta. Dar când numai așa este și lipsește partea cealaltă, când Domnul trimite prorocii la oameni, totuși aici ceva este insuficient, nu-i complet.
Rețineți, nu-i chiar tot în regulă. Orică oamenii uneori forțează mâna prorocilor și uneori merg și insistă și insistă și câte un proroc mai slab de înger, vorbesc ca și Nathan așa din duhul lor, din mintea lor, și spun, fă că Domnul e cu tine. Și să spun așa mi-a zis. Pentru că se insistă uneori. Și Nathan a venit la el și a zis, într-o cetate erau doi oameni. Sunt aici patru etape în această prorocie. Era ușoară. Începe cu o pildă. Doi oameni, unul bogat, unul sărac, a venit un călător, bogatul avea o ibuite, săracul una, a luat-o pe săracului și a dat-o călătorului. Ce rol avea pilda asta? Asta a avut un rol de a-l conștientiza, de a-l face să înțeleagă pe David, să judece drept. Cum ar fi un caz anonim, luat la întâmplare? Și uitați, spune versetul 5, David s-a prins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia, nu știa săracul cine este, și a zis lui Nathan, viu-i Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de întrebare. Răspunsul e simplu. A știut David că e vorba despre el? Nici într-un caz. N-a știut. Oricum, nu mai avea călăuzirea, îi se cam dusese călăuzirea la David. Când a venit o femeie din Tecoa la el, se spune așa, iară sletticul, e frumos. Zice, nu-i mâna lui Ioab aici. Ce de adevărat, domnul meu, că e mâna lui Ioab, dar acum nu mai știut că e mânuța lui. A dat-o știut care e mâna lui Ioab, acum mâinile lui nici nu mai cunoștea pe unde oblat. Își pierduse călăuzirea. Și de-abia acum începe descoperirea faptului și acum traduce Nathan pilda de la versetul 7. Tu ești omul acesta. Așa vorbește Domnul. Putea prorocia să înceapă numai de aici, dar nu și-avea efectul. Dumnezeu vorbește cu așa cuvinte în prorocie, alese de el, cântărite, cum spune în psalm, cuvântul Domnului încântărit și sunt încercat în foc, încât au un efect extraordinar. Prorocia nu e doar transmiterea matematică, nici chiar gramaticală a unui mesaj, e o transmitere poetică, o transmitere înțeleaptă, tâlcuită. Poate cei din jurul nu înțeleg nimic, dar cel care e în cauză a înțeles și Dumnezeu și atinge scopul și efectul. Fiecare cuvânt e țintuit, cum spune în Eclesiast 24, toate boldurile date de același stăpân. Te-am făcut stăpân și explic că am pus la sânul tău neveste, pentru ce ai disprețuit-o, dar cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui, a lovit cu sabia pe Urie hititul și a luat de nevastă pe nevasta sa. E descoperit aici cu lux de amănunte, în pact, tot ce a fost, nu doar că a fost așa sau așa, exact. Tot fără nicio abatere. Mai putea David să spună acum ceva? Ce să mai spun? Acum, versetul 10, urmează pedeapsa. O parte a prorociei. Acum se obișnuiește să se spună, referind la 1 Corinteni, capitolul 14, că prorocia este spre zidire, sfătuire și mângâiere. Să nu credeți că Domnul zidește pe dărâmăturile noastre. Mai întâi dărâmă Domnul și apoi zidește. Mai întâi a dărâmat și apoi l-a zidit. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta. Și începe să-i spună consecințele și pedeapsa. Pentru că ai luat de nevastă și ai ucis pe Urie. Domnul va ridica nenorocirea din casa ta, ceea ce s-a întâmplat cu Absalom, cu Amnon și așa mai departe, căci ai lucrat pe ascuns. Versetul 13. Apare pocăința lui David. Am păcătuit împotriva Domnului. Și Nathan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. De regulă Dumnezeu are și soluția de ieșire din criză. Ce se întâmpla dacă îi spunea Nathan lui David, ai păcătuit, ești pierdut, ești gata. S-a terminat cu tine. Ce se întâmpla dacă îi descoperea numai jumătate? Avem aici o descoperire întreagă. Lucrările lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Totul i-a spus la rând și pentru că David s-a recunoscut, Dumnezeu i-a dat soluția. De aia spuneam că prorocii trebuie să fie în legătură cu Domnul. Când prin Isaia a fost descoperit lui Ezechia că va muri, Ezechia a făcut rugăciunea, Isaia n-a apucat să treacă bine prin curte, i-a spus, du-te înapoi. Tu îi spune, mai adaug anii aceștia vieții tale. Ce exactitate
înalte și deosebite trebuie să aibă prorocii aceștia. Să ai curajul să-i spui, Domnul te iartă și nu vei muri. Și au fost alți proroci în Biblie care a spus, du-te, spune că va muri. Și cât de trist se întâmplă astăzi la câte om bolnav, sunt câte... Se spune aici că sunt proroci gârlă, mi-a venit atunci să spun că ăștia și se duc pe gârlă. Câte zeci de prorocii, că va trăi, va trăi, va trăi și apare câte una așa spontană dată de Dumnezeu, va muri și moare. Și am cunoscut o situație undeva în Moldova, au avut 30 de prorocii că moare. Și după 30 că moare, a venit una că trăiește și 350 de azi. Nu vei muri sau vei muri? Dumnezeu nu greșește. Spune exact. De ce ne pune pe noi să spunem că va muri sau că nu va muri, dacă nu ni s-a spus nouă? Dacă ești un doctor deosebit, poți să spui pacientului, boala asta este spre moarte. Sau dacă nu și cunoști cazul, poți să spui ca Domnul despre Lazar, boala asta nu este spre moarte, asta este spre slavă lui Dumnezeu. Dar dacă nu ți este dat să spui că este spre moarte sau nu este spre moarte, nu neapărat noi eliberăm certificatul de deces să știm ce să scriem. Lăsăm asta în grijă lui Dumnezeu. Ce ne-a descoperit Dumnezeu, ne-a descoperit. Ce nu, nu, ce sunt descoperite a noastră, ce nu-i descoperit? Asta e a Domnului. Neapărat prorocii trebuie să descopere ce Domnul le dă. Dar să nu spunem mai mult, să nu băgăm grâu printre paie. Și apoi să avem prorocii cu carul. De totul e acolo un amalgam așa, imens. Rămâi numai la ce ți-a spus Domnul. Dar nu cumva să nu spui asta, că îți primești plătuța, pedeapsă. Spune exact, fii gata să transmiți mesajul înapoi, să răspunzi, să întrebi scurt, concis sau mai lung, cu explicații, cu pildă, fără pildă. Nu felul prorociei ne deranjează uneori pe noi. Când Dumnezeu folosește într-o pildă sau altă, Dumnezeu are posibilitatea să aleagă. Atât de variată e forma prorociilor în Biblie. Extraordinar. Dar toate și-au simț ținta lor. Ne apropiem de încheiere, privind în urmă la acești doi proroci, putem trage cel puțin două concluzii. Rolul prorocului în vremuri bune și rolul prorocului în vremuri rele, în vremuri grele. Când e vreme bună, la acești doi proroci știți ce au de prorocit, numai cum să meargă lucrările în biserică, cum să fie aranjați slujitorii, unde să fie templu, cum să meargă lucrarea, unde să evangelizăm, cine să fie pus în slujbă, care să fie cântăreții care să cânte, asta e treaba prorocilor pe vreme bună. Numai să ajute lucrătorii să știe cum să aranjeze lucrarea și să meargă înainte. Atât au avut de făcut, nimic altceva. Și a existat acea legătură, mă spuneam și repet, au fost rânduiți în slujbă, cum a zis Nathan, cum a zis David, și Gad și Nathan și David a spus la fel. Numai lucrarea să meargă bine. Așa să dea Domnul să fie în biserică. Și prorocilor nu o să le fie tare greu. Nu o să le fie așa greu. Dar când apare păcatul, trebuie să schimbe sculele prorocul. Alte ustensile trebuie să le iei. Până acum nu umblam numai cu bolobocul și cu metru, cum să facă lucrarea. De acum trebuie să ia bisturiu și toporul și ferăstrăul și alte scule de tăiat. De acum e mai greu. David a păcătuit, trimis la el, a păcătuit toată biserica sau tot poporul, ce să facă, care-i pedeapsa, cum să scape. Asta e situația prorocilor când este păcat. Dar când este păcat și prorocii spun tot numai cum să meargă lucrarea, dar cu păcatul n-au treabă, ăștia au coalizat cu Adonia. Dă-i să meargă, pune un parat mai departe și să se cânte mai departe. Nu-i voie. Prorocul dă înștiințări lucrării când e bine, dar când e rău, grija prorocului nu-i cum să meargă lucrarea înainte. Că atunci când a păcătuit poporul în timpul lui Iosua, ce a spus Dumnezeu? Atacați pe ăștia în cetatea aia și mai departe cu cuceririle. Nu, nu, nu. Iosua, stai pe loc. Mai întâi păcatul afară și după aia mai prorociți voi cum să meargă treaba mai departe. Asta e lecția biblică. Vedeți altfel? Să ușurăm sarcina prorocilor, dar în vremea noastră, lucrarea merge totuși. Pentru cei sinceri, e bine prorocia să meargă mai departe cum să lucreze. Dar pentru cei care sunt cu probleme,
Îmi spunea cineva, ce am fost cu cineva la rugăciune. Și ca el, că să nu mai dea explicațiile de amănunte. Și Iisus, du-te dinainte, continuă-ți lucrarea, fă-ți așa mai departe. Cineva din județul Arad, a zis că nu a venit vremea încă să dăm nume, știi, păi Mineu și pe Filet să-i nominalizăm. A plecat cineva de la noi din Alba, simplu membru, cum se spune. Și pe când s-a întors seara acasă, s-a întors prezbiter. Nu credeți? N-a brut s-a întâmplat asta. A venit undeva în județul Arad, cineva i-a prorocit, acum te pune Domnul slujbă, s-a dus înapoi la Deva și le-a spus prorocia și ăștia erau pe o mână, ăia l-au și uns și în duminica și pe când era cina au venit la lucrător, spus, dar și eu vreau să dau cina cu voi, dar cum așa? Păi nu știți că eu sunt prezbiter? Și nu știm, dar m-a făcut Domnul. Asta e când prorocii nu interesează păcatul, ci interesează numai lucrarea, așa zis, mai departe. Acum să nu credeți că tragem prea tare pe proroci. Și predicatorii care strică cuvântul sunt puțin sau mulți, dar biblic? Mulți. 2 Corinteni 2 cu 17. Cei mai mulți strică cuvântul acesta și mulți dintre proroci strică cuvântul celălalt care vine de la Domnul. Domnul să ne umplă pe noi care ne predicăm de frică de Domnul, să rămânem la ce-i scris și să nu trecem peste ce este scris. Și prorocul să nu treacă peste ce a auzit. La el nu-i scris, la el e auzit. Noi nu trecem peste ce-i scris și prorocii nu trec peste ce a auzit. Și mai departe Domnul să meargă în față și noi după el. Amin. Și în toate numele Domnului să fie slăvit. Domnul să-i mântuiască toți prorocii și pe David și pe ceilalți, ca împreună să ducem lucrarea Domnului mai departe. Amin.